în ziua de Paște și pentru ei. Cred că pentru toți. Cred că n-am așa niciun dintre ei în ziua de Paște sau să stea în cantonat. Nu, meniu va fi cel normal de meci. Nu va fi niciun caz un meniu preferențial de Paște. Poate o să obținim un nou la duminică la prânz când o să intrăm în cantonament, dar atât. Așa e normal. Să ne spunem un Hristos a înviat. Și... Dar atât. Nimic mai mult. Fără cozumaci, fără... Au timp luni seara după mers să se adăpătrească cu cozonac, cu drop și cu... Un pahar de vin. Sau de apă plată. Ovidiu, crezi că sezonul trecut a fost prea greu pentru gazeta media și adică se ține oarecare oboseală la echipă din acest... Sau asta ar putea fi o cauză pentru actualele rezultate ale echipei? S-ar putea spune și asta, da? Cred că principalul motiv e că au plecat mulți jucători de bază de acolo și încă nu se regăsesc. Cred că așa e, după un an de vârf, urmează o decădere. Va fi un avantaj pentru voi faptul că ei au astăzi un meci foarte greu cu Dinamo, cu Paralimie? Cu siguranță, cum a zis și Claudiu, noi avem câteva zile în plus de odihnă și sper să profităm de acest lucru. Cum va fi pentru tine să joci împotriva lor? Până la urmă sunt jucător profesionist, să fie un sentiment aparte, dar sunt un jucător profesionist și o să-mi fac datoria, dacă mi se va cere, o să dau totul pe teren. Și o să joc în așa fel încât să câștigăm cele 3 puncte. Crezi că domnul Cutea poate să prindă cu ceva pe teren? Nu știu, nu cred. Nu cred că au multe indisponibilități. Și până la urmă trebuie să ne facem noi jocul, nu trebuie să ne uităm chiar la alții. Trebuie să fim noi concentrați, pentru că noi suntem, cred că, principala noastră cauză dacă nu câștigăm sau facem egal. Și trebuie să fim noi concentrați pentru a putea câștiga cele 3 puncte care sunt foarte importante pentru noi. Vă mai ridică gazonul de pe Cluj Arena probleme? Cred că încă ne mai ridică, pentru că într-o săptămână nu cred că s-a făcut nimic, așa că... Arăta mult mai bine față de cum arăta acum două săptămâni. Vom vedea. S-a mai verzi puțin. Sper ca până la urmă să fie un teren ca cel de la Mediaș, pe care... Și nu ca cel de la Piatra Neamță? Da, cu siguranță nu ca și cel de la Piatra Neamță. Mai plouă tot weekendul și o să fie.